de liceu, când la mate dai de greu. Când la Bravo Stil dai de greu, mai bine Regino. Ce s-a întâmplat acolo, Elena? Ne-a dat un extemporal, Elena. Asta vreau să zic, ce ați primit? Uite-te, uite extemporal, stai să-l prezentăm așa frumos la cameră. Trebuie să-i calculăm nota concurentei. Ea consideră că nota aici scrie așa, extemporal. Raluca Bădurescu calculează 7 minus 2 cât fac indiciu. Notă pentru Elena. Deci Raluca Bădurescu extemporal calculează 7 minus 2 indiciu. Notă pentru Elena. Elena, ce crezi? Niciodată n-am fost bună la matematică. Alte materii au fost statul meu. Haideți să le mulțumim totuși invitațiilor. Mulțumim invitațiilor. Vă mulțumim tare mult. Porțile se deschid pentru voi. Am observat cât de atentă era Elena la ora de matematică. Aha, nu știu dacă mai prof. Are sens să mai spunem. La prof era. Se uita pe o revistă de modă. Exact. Asta pe care este nostalgia pentru mine. Asta reprezintă nostalgia. Mă gândesc cu... Să știi că am înțeles asta. Mi-ai transmis asta și nu știu acum dacă datorită piesei sau datorită decorului de aici, dar m-ai dus cu gândul la o sală de clasă. Adio școală. Adio, Elena. Adio, școală. Adio, Elena. Alexandra? Elena, eu tot așteptam să faci așa un pas către domn profesor, să... Aha, Alexandra, mă cunoști destul de bine deja, n-aș face asta. Am crezut că erai așa, păreai îndrăgostită de domnul profesor și urma să faci ceva, dar nu s-a întâmplat nimic, adică... Eu am fost îndrăgostită de modă încă de mică, nu de... Adică accentul foarte l-am pus pe altceva. Foarte frumos, într-adevăr. Da. Nu, și eu tot de modă, îl chema Modă Ion. Așa îl chema, dacă îl chema așa. Sincer, ținuta din seara asta nu mi se pare potrivită pentru gală, mi se pare mai mult potrivită pentru cursul săptămânii. Ție nicio ținuta de-a mea nu ți se pare potrivită pentru momentul în care o porti, ok, îți respect părerea. Ba, unele, să știi, surprinzător chiar mi-au plăcut, dar nu aceasta din seara. Serios? Da, serios și nu trebuie apreciez. Să fii, nu este nevoie să fii ironică. Nu sunt. Marele stilist Elena. Zero, fata mea, zero. Hai în fața lor. Mulțumesc, Ilinca. Auzi, dragă, vrei să spun ceva? Mie ținuta nu-mi displace pentru o ținută de zi, nu este o ținută de gală. Dacă mă întreb pe mine, pentru o cetățeană pasionată de nostalgie, de modă, pardon, într-o gală cu această temă, păi trânteam feiți aici o nostalgie cu spatele gol, trânteam o nostalgie cu un picior, trânteam o nostalgie cu un ruj roșu, făceam o tăvăleală generală, luam 50 de golani, mă tăvăleam nostalgic peste ei, rupeam rochile, arătam țării că trebuie să fiu la televizor, fetiță. Țara nu vrea să vadă o fetițeică ușor timidă, ușor prea nostalgică, cu două codițe și un sarafan cu un melc pe un număr. Mi fashion secret news, cona fi pierdut emoția și nostalgia iubirii noastre care a început. Iubirea noastră a început în școala generală. Vă plac moda? Tu ai, cred că aproape maxim de steluțe săptămâna trecută. Ai obținut săptămâna steluțe, asta, pardon. Nu e numai despre steluțe, Raluca. Da, mamă, pentru mine nu. Te-ai culcat pe ureche. Și asta nu este nu o ținută de gală. Nu mă culc pe ureche niciodată. Este nu, gândită ținuta, sarafanul e făcut special, gândită. Te văd. Pentru sandalele asta, sunt ok, poți să le porți în curul săptămânii cât vrei tu. Da, mamă, o școlăriță sâmbătă seară. Doar dacă o dădeați în altele pe birou. Și dacă mai văd un birou sau o masă în platou ăsta cu un scaun, pe cuvântul, și dacă mai aveți vreuna pe an de liceu, ca să știm de pe acum, să fim pregătiți psihologic. Mai e vreuna cu an de liceu sau nu? Nu știu. Păi nu, că nu au voie să repete piesele. Păi deja e al doilea birou de-l văd în seara asta și a doua școlăriță. Oamenii vor sâmbătă seară să vadă spectacol, să vadă șocto. Tocmai de aceea vi se permite să veniți cu tot felul de invitații. Așa? Ați venit în fața noastră, v-am comentat și cu ele asta. Ele târnosesc degeaba invitații. Da. Dacă voiai să mă bagi într-o emoție, nu știu, într-o nostalgie teveristă, moda anilor 70-80, habar n-am, dar îmi trânteai, fetiță, un ceva tip bocăneț în acest platou, te îmbrăcai toată în negru și mi-arătai că tu, da, știi cum stă treaba cu glamurul nostalgic. Astăzi, din partea mea și din partea domnului profesor,
adică je, moi, ai picat extemporal. Scumpa mea, vino puțin, te rog. Vino să-ți dau extemporalul. Că așa se face, nu? La sfârșit, lucrarea, da, 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 se prede lucrarea. La sfârșit, ai știut, ai știut ceva, ai scris ceva? Desfă-o după aceea, te rog, da, la da, final. Da, da, bon. Ceea ce vreau să vă spun, dragii mei, este următorul lucru. Că mie ea mi-a adus aminte de școala generală. Și în școala generală, eu am fost colegă cu Nana Falemi. Oh, aha, ce bine ai prins! Înțelegi? Da. Și cu Teo Trandafir. Nu Teo Trandafir, nu Teo Trandafira voastră de aici, ci Teodor Trandafir, dar noi spunem Teo Trandafir. Știi pe Teo? Da, 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 da. Teo. Așa. E cu pilot, cu cu avioane, cu de-astea face. Ei, și mie, uite, uitându-mă la ea, mie mi-a adus aminte de momentele pe care le-am petrecut în școala generală. Hai, deschide foaia. Deschide foaia, deschide. Hai, hai. Ia vezi ce scrie pe foaie. Mulțumesc. A, cu plăcere. Mi-ai trezit? Da, arată-ne și foaia. Ce scrie? 5. A rezolvat ecuația, domnule. Na. Mulțumesc frumos. Noi nu am fi știut să o rezolvăm, dar am rezolvat și noi după posibilități. Nu, mă, nu, eu am, v-am zis, am rezolvat-o așa. Nu. Pe corazon ai rezolvat-o. Da, pe corazon, da, 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 da. Mi-ai făcut o ecuație cu prea mulți de 2. 2 ori, 2 ori. Da, 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 și te-au... Și-am rămas pe primii 2. Mulțumesc, Cătălin. Când la mate dai de greu. Mulțumesc, mami. Elena, spune-le celor de acasă și indicativul tău, te rog. Sigur, Ilinca. Indicativul meu este 13, vă rog să mă votați la 1206. Mă străduiesc și eu cât pot. Am respectat tema așa cum am simțit. Vă mulțumesc. Mulțumesc și eu. Mulțumesc, Ilinca.